Vreau să iau din Ramana. Îmi place foarte mult Ramana. Să vedem unde s-a deschis. Întrebare. Cum găsim un guru? Ramana Maharishi răspunde în felul următor. Dumnezeu, care este imanent în grația lui, arată compasiune pentru aspirantul devotat și se manifestă în funcție de gradul de dezvoltare la care a ajuns aspirantul. Aspirantul crede că el este om și se așteaptă la o relație ca între două corpuri fizice. Însă guru, care este Dumnezeu sau sinele încarnat, lucrează din interior, îl ajută pe om să înțeleagă că metodele lui sunt greșite și îl conduce pe drumul corect până când omul realizează sinele din interior. Excepțional. Sunt alții care sunt un pic mai evoluați, atunci vor întâlni o ființă în carne și oase, exact cum explică Ramana Maharishi, și o să-ți arate practici mult mai directe, mult mai lucide, mult mai vii și actualizate, bineînțeles. Adică de doar de acest moment. Iar pentru cei care chiar depășesc și nivelul acesta, sunt cei care nu au nevoie absolut de nimeni și reușesc absolut singuri, fiindcă pur și simplu cedează, îi cedează în voia lui Dumnezeu, iar atunci el va înțelege pur și simplu ce are de făcut. Singur, singur. Tot ceea ce are de făcut îi vine. Cum e posibil că o asemenea tăcere să fie mai benefică decât studiul textelor sacre? Răspuns. Tăcerea este cea mai puternică formă de muncă. Oricât de vaste și de autoritare ar fi textele sacre, ele nu produc efecte excepționale. Guru este liniștea și grația triumfă în toate. Această liniște este mai amplă și mai autoritară decât toate textele sacre la un loc. Conversația continuă. Dar poate aspirantul să obțină fericirea? Aspirantul se abandonează maestrului și asta înseamnă că nu mai există nicio urmă de individualitate în el. Dacă se abandonează întru totul, simțul egoul dispare complet și atunci nu mai poate să existe nefericire sau suferință. Ființa. Sunt două căi în spiritualitate. Excepțional de frumos. Una este, nu crede în nimic și nimeni, crede doar pe tine, dar asta ține-o până la capăt. Asta e prima. Și a doua, dacă tu ai realizat că logica ta nu te-a dus nicăieri, trebuie să cauți pe cineva care îl consider că cel puțin a atins. Și atunci trebuie să-i cedezi. Bun. Ori singur, ori prin cineva. Altfel nu merge. Dar când spun singur, trebuie să lași toate cărțile. Tot. Singur, singurel. Fiecare maestru care a atins adevărul are felul lui de a-ți povesti ce trebuie să faci și cum să faci. Dacă ai citit doi maestri din toată, te arzi. Îl citești pe unul până la capăt și singur și punct. Asta se acceptă. Și te poate duce direct către cunoaștere. Iubesc cartea asta. Experiența este de așa natură încât nu poate fi privită ca o simplă experiență. Ea este o experimentare continuă, dragilor. Nu se oprește și crește mereu. Este un proces și începe, dar nu se termină niciodată. Exact ce vă spuneam. Intri în sfera lui, dar nu îl posezi niciodată. Este ca o picătură ce cade în ocean sau oceanul însăși căzând într-o picătură. E o contopire profundă, este o unire. Pur și simplu te topești în ea. Nimic nu e lăsat în urmă, nici măcar o urmă. Deci toți misticii din toată lumea s-au simțit întotdeauna neputincioși în ceea ce privește comunicarea.
Comunicarea este posibilă, dar nu și comuniunea este posibilă, dar nu și comunicarea. Acest lucru trebuie înțeles de la început. Comuniunea este o dimensiune total diferită. Două inimi se întâlnesc. Este o relație de iubire. Comunicarea este de la cap la cap. Comuniunea este de la inimă la inimă. Comuniunea este un sentiment. Excepțional. Va spune atât de multe și în același timp nu am nimic de spus.